e cam frigușor acum și cam pe 5 rame și vedem că avem albină pe toată partea ramelor până la diafragmă, aici la fel, nu scot pelicula să nu deranjez, dar foarte frumos. Vă doresc, dragi apicultori, o iernare cât mai reușită, toate familiile care le-a spus la iernat să fie vii, da, vă doresc iernare cât mai frumoasă. Am pus și roi cu regină de salvare pentru familiile care, bine, mai este iarna, că mai cade o regină. Avem regine de salvare și noi punem. Așa, foarte frumos. Așa, bate un soare acum la noi, dar vedem că albinuțele stau cu minți în stupi. Da. Și așa, e foarte bine la noi. Ia să desfac aici și o familie. Deci este o familie. Ia uitați ce bine. Foarte frumos. Deci vedem albină, că aici este, aici e o ramă după penoplast exudat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Majoritatea stupilor așa, pe 5, 6 rame le-am pus. Așa. Așa. Suntem foarte mulțumiți. Așa. Suntem foarte mulțumiți, am filmat tot anul roiul acesta, numărul 2, roiul care l-am prins, sau dacă sunteți interesați despre istoria lui, l-am filmat de la început când l-am prins. Am prins anul ăsta roiul foarte mare și am făcut foarte multă treabă, el e mai în jos, foarte cu minte, l-am pus pe el la iernat, așa. Deci, cam așa. Haideți să, dacă am început să fac video acesta, să mai deschid așa deasupra. Deci, la mine, la capace au penoplastie extrudată de 2 cm sau 3, nu mai țin minte exact. Da. Ia uitați ce frumos stau albinuțele aici. Trebuia să iau plăcuțul, dar nu le-am mai luat, n-am mai deranjat. Albină este frumos. Așa. Deci simplu, o pernuță, pernoplastie este strădat la capac și iernare. Anul trecut nu am avut la capace așa pernoplast, dar anul acesta se despune. Ia uitați ce frumos aici, wow! Uitați, dintr-o parte până în alta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 e diafragmă, nu este ramă. Ia uitați ce familie frumoasă aici. Deci, slava Domnului, anul acesta cu albină la iernare este mult mai multă. Suntem bucuroși cu asta. Foarte, foarte frumos. Așa. Așa încet. Am văzut că albina e acolo. Haideți să vă arăt cum să prezint și un roi care l-am făcut înainte de salcăm. Deci aici avem un roi înainte de salcăm. Și aici mai avem un roi. Ia uitați ce pernuță groasă aici. Și aici este un roi făcut înainte de salcăm. Foarte frumos. Suntem foarte mulțumitori și de miere și de familie care le-am înmulțit.
foarte frumos și foarte bine. Prieteni, sănătate, numai bine, iernare cât mai reușită, cât mai bună și Domnul să vă binecuvinteze. Pa, pa!